Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Frica este cel mai puternic instrument pe care guvernele îl au pentru a controla oamenii. Davos este un oraș în Elveția cu o populație de 11.000 de locuitori. Orașul este situat în cantonul Graubünden. În fiecare an, în acest oraș se ține Forumul Economic Mondial. Davos este și un centru de schi și sporturi de iarnă. Forumul Economic Mondial este o organizație non-profit elvețiană cu sediul în colonii din cantonul Geneva, Elveția, cel mai cunoscut pentru întâlnirea anuală din Davos, o stațiune montană din cantonul Graubünden. A fost fondat în anul 1971 de Klaus Schwab. Elon Musk a declarat în 2023 că Forumul Economic Mondial de la Davos este ca un guvern mondial neales pe care lumea nu și-l dorește. Klaus Martin Schwab, născut pe 30 martie 1938 la Ravensburg, este un inginer și economist german, cel mai bine cunoscut ca fondator și președinte executiv al Forumului Economic Mondial. Soția sa, Hilde, fostă asistentă, a cofondat împreună cu Klaus Fundația Schwab pentru antreprenoriat social. Davos este evident dominat de un grup de oameni bogați. Directorii companiilor de petrol și gaz sunt invitați la forum să-și prezinte produsele ca fiind verzi. Nu e greu să fii cinic pentru speranțele dreptății climatice după ce petreci o săptămână între ei, a declarat activista pentru mediu Vanessa Nakate. Două treimi din bogăția generală la nivel mondial în ultimii trei ani s-a dus direct în buzunarele celor mai bogați, conform unui nou raport Oxfam. Inegalitățile au crescut vertiginos din cauza faptului că doar 5% din țările de pe pământ au ales să mărească taxele și impozitele pe aceste venituri crescute ale celor mai bogați. Câteva state au început să combată lăcomia marilor companii energetice sau a supermarketurilor care au crescut exagerat prețurile. În Portugalia, pe durata acestui an, vor fi taxate cu 33% companiile care au înregistrat o creștere a profiturilor de peste 20% față de media anilor precedenți. Marile companii au profitat de scuza războiului pentru a mări, nejustificat, prețurile la mâncare și energie, avertizează Oxfam. Profiturile s-au dus apoi în proporție copleșitoare acționarilor. Pe măsură ce guvernele impun taxe și protecționism în lanțul logistic, este confruntată chiar ideea de bază a forumului de la Davos, anume globalizarea. Războiul din Ucraina a demonstrat cât de fragile sunt legăturile economice care constituie logica globală actuală, scrie Financial Times. Acum că războiul a lovit economic întreaga lume, de la prețul energiei la costul mâncării și chiar lipsa ei fără exporturile din Ucraina, liderii economici sunt în gardă, în așteptarea următoarei amenințări geopolitice. Astăzi vă voi prezenta războiul mondial al elitei bogaților cu populația lumii, o privire fugitivă a unui insider american printre scenariile următoarelor crize iminente provocate de artizani marii resetări. Lucrurile sunt similare cu 1914 sau 1939. Elitele fac tot ce le stă în putere pentru a spori frica. Frica pentru sănătatea ta, frica de terorismul intern, frica de nesupunere, frica de distrugerea planetei. În fiecare an, guvernarea mondială, cei mai influenți lideri mondiali, CEO-urile marilor corporații, universitarii de top și chiar vedete se reunesc la Davos. Discută despre subiecte care îi interesează și impun politicile lor preferate. Adunarea de la Davos a devenit cel mai vizibil element al clasei conducătoare, asta deși se suprapun cu multe alte grupuri care promovează aceeași agendă. Bilderberg, CFR și Bohemian Grove, fiind unele dintre acestea. Acum vreo 2 ani am scris un articol după ce am participat la Concordia, care este un eveniment foarte asemănător cu exact aceiași oameni. Nu intenționez să mai dau pe acolo. A fost îngrijorător și deprimant să ascult șmecherii lipsiți de suflet, trâncănind despre cea mai bună modalitate de a conduce plebea, spune Dow Casey.
Acești oameni fac parte din ceea ce ați putea numi Deep State-ul mondial. Toți se cunosc între ei, merg la aceleași conferințe și, cel mai adesea, au frecventat aceleași universități, aparțin acelorași cluburi sociale și au copii în aceleași școli. Dar, cel mai important, împărtășesc aceeași viziune asupra lumii. Locuiesc în propriul lor bunker, unde restul de 7,9 miliarde de oameni din lume sunt străini. Deci, e normal ca oamenii dintr-un astfel de grup relativ strâns, deși informal, să conspire. E celebră observația lui Adam Smith, cum că ori de câte ori doi bărbați, având aceeași ocupație, se adună, ei pun la cale întotdeauna ceva împotriva intereselor publicului. Este un lucru perfect normal și natural. Dar acești oameni nu sunt doar comercianți care se străduiesc să facă câțiva șecheli în plus. Acești oameni sunt oamenii de maximă importanță din toate guvernele, ONG-urile, corporațiile, universitățile și organizațiile media din lume. N-au decât dispreț pentru oamenii mici, pe care îi tratează fie ca idioți utili, fie ca guri inutile. Pe ei îi interesează puterea mai mult decât orice altceva. Sunt foarte periculoși. Eu îi disprețuiesc. Prin intermediul mai multor experimente au desfășurat un exercițiu de simulare a modului în care scenariul ar putea evolua și în care guvernele marilor corporații și mass media ar trebui să gestioneze situația. Acești oameni sunt destul de îndrăzneți. Ei cred în mod just că 90% din populație va înghiți practic ceea ce li se va da și va accepta orice li se spune. N-am nicio îndoială că acești oameni au o înțelegere informală unii cu alții privitoare la modul în care lumea ar trebui să fie resetată pentru folosul lor. Nu este o conspirație formală, doar o consecință firească a ceea ce se întâmplă în mod inevitabil atunci când oamenii care provin din aceeași clasă socială au aceeași viziune asupra lumii și aceeași filozofie se află într-o poziție de putere. Problema este că războaiele mondiale din ultimul secol au devenit tot mai grave de fiecare dată. Primul război mondial a fost incredibil de urât. Al doilea război mondial a fost și mai urât. Am evitat un război termonuclear mondial cu Uniunea Sovietică, dar asta nu înseamnă că al treilea război mondial nu va avea loc. Va fi doar diferit decât ar fi avut loc acum 40 sau 50 de ani. Deci, pe baza tendinței actuale, dacă primul război mondial a ucis 20 de milioane de oameni și cel de-al doilea război mondial a ucis 60 sau 80 de milioane de oameni, orice s-ar putea întâmpla în ceea ce se va dovedi a fi cel de-al treilea război mondial. Peste 500 de milioane sau un miliard. Gândiți-vă la scară largă ca oamenii care au pus la punct raportul Deagle. Așa cum am mai spus, acest război nu va avea prea mult de-a face cu gunoaiele depășite precum tancurile Abrams F-35 și transportatoarele Ford. Aceste jucării nu servesc unui scop mai mare decât acela de a falimenta Statele Unite în timp ce îmbogățesc statul paralel. Acesta va fi, în primul rând, un război cibernetic și biologic. Sunt doar surprins că mulți oameni nu se uită și nu fac legătura cu filmul V de la Vendetta. Chiar sunt o mulțime de paralele astăzi. Mă întreb dacă oamenii mici știu că elita plănuiește sau se joacă cu această idee de ani de zile. Probabil că nu. Este greu să ne imaginăm că cineva ar putea fi la fel de rău precum naziștii, sovieticii sau comuniștii chinezi, deoarece asta țin de istoria antică și natura umană s-a schimbat, evident. O mare nenorocire care lovește omenirea a făcut obiectul multor romane și filme SF de-a lungul anilor. Și acum, ca de obicei, viața imită arta. Să facem un exercițiu de imaginație pentru o clipă. Poate că elitele, care de cele mai multe ori se deghizează în filantrop, vor da o explicație logică planurilor ca fiind o modalitate de a curăța bazinul genetic, reducând populația cu 80-90%. N-am nicio îndoială că acești oameni ar putea justifica o plagă virală drept o modalitate de a salva Gaia, pământul, de plaga umană.
Nu am niciun dubiu în acest moment că Statele Unite și, de fapt, multe țări se transformă în adevărate state polițienești. Se pare că începe să se întâmple aici, în Statele Unite. A fost un semn de rău augur să-l auzim pe bătrânul senil, spunând că el și virtuoșii încep să-și piardă răbdarea cu americanii care cred că își controlează ei propriile corpuri. Acum avem oameni cu adevărat nebuni care controlează aparatul de stat. Au exact același profil psihologic și filozofic precum bolșevicii sau iacobinii. Nu vor renunța la putere de bunăvoie. Orice este posibil în acest moment. Suntem încă la început. Pe măsură ce trecem de marginea mai mari crize economice, există de fapt ceva mult mai serios de luat în considerare în privința situației mondiale. Lucrurile sunt similare cu 1914 sau 1939. Cine știe exact ce se va întâmpla în continuare? După cum am spus mai devreme, cel de-al treilea război mondial nu va fi despre arme nucleare sau armate convenționale, ci despre biologie și computere. Aspectul războiului cibernetic va fi imens, deoarece întreaga lume rulează acum pe computere. De fapt, lumea începe să funcționeze pe inteligență artificială. Nu mă îndoiesc că și robotica își va intra în rol curând. În ceea ce privește o pandemie cibernetică și închiderea internetului, aș spune că este aproape o certitudine. Ei vor cu siguranță să facă asta, deoarece ești de fapt viu atât timp cât poți comunica cu ceilalți. Dacă nu-ți poți transmite gândurile sau știrile despre ce se întâmplă altor oameni, ai putea fi la fel de bine să fii sigilat într-un mormânt. Este logic că oamenii care doresc să controleze alte persoane vor să reducă mijloacele curente de comunicare, vor găsi motive pentru a da jos de pe internet ceea ce ei consideră că sunt vederi nesănătoase. Opiniile contrare, oricât de bine motivate și factuale, chiar din surse renumite, sunt anulate. Disidența, chiar discuția, nu sunt tolerate. Veți găsi această situație răspândită în toate celelalte domenii ale discursului intelectual și politic. Acești oameni sunt determinați să anuleze comunicarea. Este o modalitate excelentă, realmente critică, pentru a avea controlul. Nu vor ca oamenii să se poată organiza pentru a li se opune. În discursul său recent, Biden i-a indicat de mai multe ori pe cei care nu se supun ca pe un potențial inamic, un pericol intern. Nu este o coincidență faptul că persoanele care nu sunt obediente ideologiei sunt asociați cu persoanele cu puncte de vedere convenționale de dreapta, alegătorii Trump și conservatorii culturali. Liniile de luptă au fost trasate, s-a transformat cu adevărat într-un război de clasă și ideologic. Ei joacă cartea lumii cu această prostie, joacă cartea rasismului și a terorismului intern. Ei reușesc să delegitimeze valorile și istoria americană, precum și masculinitatea în general și bărbații albi în special. Următoarea mișcare va fi legată de punerea reflectoarelor pe înșelătoria privind încălzirea globală. Voi, plebea, nu veți avea voie să faceți nimic, iar majoritatea vor accepta asta, deoarece au fost îndoctrinați de-a lungul mai multor generații să creadă că e corect așa. Elitele fac tot ceea ce le stă în putere pentru a spori frica. Frica pentru sănătatea ta, frica de terorismul intern, frica de nesupunere și frica de distrugerea planetei de către climă. După cum am discutat anterior, frica este cel mai puternic instrument pe care guvernele îl au pentru a controla oamenii. Asta înseamnă guvernele. Lor le merge bine când îți este frică. Frica este sănătatea statului. În arhipelagul Gulag vorbește despre cum sunt toți împreună în Gulag în cele mai proaste condiții posibile. Spun, dacă am fi știut, când ar fi venit să ne adune pe fiecare? Dacă am fi apucat, doar o tigaie, o țeavă sau o piatră și am fi atacat pe acești criminali. Dar le era teamă. Și nu credeau că lucrurile ar putea fi așa de rele cât s-au dovedit a fi. Este de înțeles că au ezitat să atace reprezentanții aparatelor de stat atunci când au plecat spre Gulag, la fel cum evreii au atacat rareori Gestapo-ul când i-au adunat pentru a-i duce în lagăre. S-ar putea să vă gândiți în mod firesc. Acești oameni nu pot fi atât de serioși, acești oameni nu pot fi atât de răi. Și v-ați înșela. Este nevoie de mult curaj fizic și pentru a ne gândi la aceste lucruri. De ce nimeni din nomenclatura din jurul lui Stalin nu l-a ucis pur și simplu? Știau cu toții că șansele erau mari ca el să-i omoare în cele din urmă. Ai fi zis că oricare dintre șobolanii din jurul lui i-ar fi putut tăia gâtul. Dar tuturor
Ne este frică să luăm astfel de măsuri de ordin fizic, pentru că tindem să fim optimiști, tindem să sperăm la ce e mai bun, așa cum o facem chiar acum. Sperăm că acest lucru va trece și poate că așa va fi, dar se rezumă la ce veți face, poate peste 5 minute de acum, când vă veți confrunta față în față cu un membru al aparatului de stat care vă va da o comandă. Este prea periculos să întreprinzi acțiuni fizice împotriva insulei, deoarece ar putea aduce toată greutatea organizației de stat asupra ta. Deci cum reziști? Ei bine, în afara cazului în care vrei să fii un erou, singurul lucru la care mă pot gândi este să ai suficiente bunuri pentru a te putea izola de băieții răi sau pentru a te putea muta fizic într-un alt loc. Ne îndreptăm spre o perioadă foarte dură a istoriei lumii, în special pentru următorii 3 sau 4 ani. Douglas Robert Casey, născut la 5 mai 1946 în Chicago, Illinois, este un scriitor, speculator american și fondatorul și președintele Casey Research. El se descrie ca un influențat de lucrările romancierului Ayn Rand. Casey a absolvit Universitatea Georgetown în 1968. Cartea lui Casey, Crisis Investing, din 1979, a fost numărul 1 pe lista celor mai bine vândute non-ficțiune din The New York Times în 1980, timp de 29 de săptămâni consecutive. A fost cea mai vândută carte financiară din 1980, cu un număr de 438.640 de exemplare. Casey se descrie ca fiind un contrariant. El aplică această viziune investițiilor, interpretărilor economice și guvernului. El a spus, trebuie să fii un speculator astăzi. Nu mai este posibil să muncești din greu și să-ți economisești banii și să mergi înainte în viață. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!